Asociația Let's Do It România, împreună cu Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, organizează sâmbătă o campanie de ecologizare în mai multe zone din județ. La această acțiune și-au anunțat participarea aproximativ 6.000 de voluntari, dar și angajați ai mai multor instituții publice. La acțiune va participa și președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Gorj Dorin Tașcău. Alături de voluntari și organizatorii vor participa și operatorii de salubrizare din județ, care vor asigura ridicarea sacilor strânși de voluntari. Cei care vor lua parte la această acțiune vor primi saci, mănuși, măști, dar și dezinfectant de mâini. Acțiunea va începe la ora 9 și se va încheia la ora 14, iar locul de întâlnire al voluntarilor este cel stabilit de administrațiile publice locale.